Primăria Slatina va aloca un buget de 40.000 de lei să-i distreze pe copiii din oraș de 1 iunie. Activitățile care vor avea loc pe esplanadă sunt atât de multe și atât de frumoase încât niciun copil nu poate sta departe de ele. Vor fi 5 ateliere distractive și creative care se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani. Sunt 5 ateliere cu diferite jocuri. La fiecare atelier sunt minim 2 jocuri în care copiii trebuie să participe la minim un joc în care să poată obține acea ștampilă care va fi pusă pe pașaportul de copilărie ca să poată să ajungă în punctul final. Cele 5 ateliere sunt fii copil, unde vor avea parte de jocurile copilăriei, fii spontan, fii virtual, fii sportiv și fii creativ. Copiii ajutați de traineri trebuie să ia parte la cel puțin un joc din cele două disponibile pentru fiecare atelier. Doar așa pot obține cele 5 ștampile necesare pentru etapa următoare, o ședință foto palpitantă. La fotobut se vor putea fotografia cu personaje din lumea desenelor animate, cu accesorii Hasli, împreună cu familia, împreună cu prietenii, vecinii sau cu cine vor dori ei să vină pe esplanadă. După ce vor termina și cu fotobut, în punctul final acestuia, și vor primi și un mesaj cu felicitări, ești un învingător, vor ajunge la tombolă. Tot pașaportul de copilărie cu toate cele 6 ștampile îi va ajuta pe participanți să se înscrie în cursa pentru un premiu. Fiecare pașaport de copilărie va avea o serie, îl va decupa, îl va băga într-o tombolă și fiecare urnă va avea pe fiecare categorie de vârstă 3-4 ani, 5-6 ani, 7-10 ani și 11-14 ani, în care vor primi peste 150 de premii. Primăria oferă biciclete, triciclete, mașinuțe, skateboarduri, trotinete, palete de tenis, mingi de fotbal sau basket și multe alte jocuri și jucării. De la 9 dimineața și până la 16 vor fi ore pline de distracție și suspans pentru micii slătineni de ziua copilului.